Domnule director Gabriel Friptu, toată lumea este foarte interesată de momentul în care va începe efectiv noul program operațional regional. Vă rugăm să ne prezentați un calendar estimativ, cel puțin în acest moment, despre momentul în care vor apărea ghidurile specifice, pentru care axe vor apărea primele ghiduri și când se vor lansa primele apeluri de proiecte. Da, după cum cunoașteți, e un program destul de stufos, cu destul de multe priorități. Există deja în a doua etapă de consultare publică ghidul general. Ne așteptăm ca până la sfârșitul acestei luni ghidul general să aibă toate comentariile pe noua versiune. Ghidurile specifice, începând cu această lună, încep să intre în consultare publică. În principiu avem în vedere câteva priorități. Zona de IMM-uri, mai ales cele care vor fi acoperite printr-o schemă de minimis, deci adresabilitatea către micro-întreprinderi. Axa 6, care se referă la drumuri județene. Axa 5, zona de patrimoniu cultural. Și încercăm să găsim o formulă, să spunem, cât mai ușor de aplicat pentru axa de eficiență energetică, zona de clădiri rezidențiale, unde, să spunem, avem deja un background din actualul program. Consultarea publică va fi extrem de importantă pentru că avem nevoie de reacții. De astfel, la ghidul general au fost peste 200 de comentarii. Ăsta e și motivul pentru care am produs o nouă versiune și am intrat într-o nouă consultare, pentru că sunt destul de multe zone care au suferit modificări, având în vedere ceea ce, la urma urmelor, cei care vor produce proiectele ne-au comentat. După ce avem aceste consultări publice, conform regulilor, va trebui să avem o dezbatere și o aprobare în Comitetul de Monitorizare al Programului, care să ne aprobe aceste criterii de evaluare și selecție, și imediat ce le vor fi aprobate se lansează apelurile de proiecte. Lucrul se va întâmpla în septembrie. În prima parte a lunii septembrie avem preconizată această reuniune a Comitetului de Monitorizare și probabil după reuniune, în 2-3 zile, se vor lansa apelurile de proiecte. Pentru toate celelalte axe și priorități de investiții se lucrează, să spunem, în continuare. Există un posibil calendar, dar el nu ține neapărat numai de ceea ce poate să producă autoritatea de management, ci depindem și de alte tipuri de, să spunem, de informații. În general, trebuie avut în vedere că pentru schemele de ajutor de stat am preferat să avem mai întâi de toate un accept de principiu din partea Consiliului Concurenței, astfel încât să nu lansăm un ghid care ulterior se va modifica semnificativ. De asemenea, trebuie să avem în vedere că pentru anumite axe mai avem nevoie încă de niște documente suport de tip strategii de investiții, și aici cu precădere este zona sănătate-educație, care, conform ceea ce programul prevede, trebuie să ne pună la dispoziție câteva detalii cu privire la prioritățile de investiții pentru cele două strategii în domeniul educației și domeniul sănătății. Și evident să nu uităm că avem o axă extrem de generoasă ca buget, adresată autorităților publice locale, cu precădere mediului urban, și anume axa 4, axa de dezvoltare urbană, care presupune câțiva pași pregătitori, astfel încât chiar dacă am lansat, să spunem, relativ repede apelul de proiecte, proiectele nu pot fi depuse pentru că necesită o perioadă de pregătire un pic mai îndelungată. Evident însă că odată ce vom avea comitetul de monitorizare în septembrie, vom putea pune la dispoziție public și un calendar mult mai detaliat, pentru că una dintre cerințele, să spunem, derulării corecte a programului ar fi ca să dăm aceste informații cât mai repede posibil, astfel încât beneficiarii să-și facă o proprie estimare a timpului necesar și al resurselor pe care trebuie să le utilizeze pentru pregătirea proiectelor. Deci ne așteptăm, acest calendar este un calendar chiar foarte estimativ, dar probabil că în prima parte a lunii septembrie vom face public un document care clar să constituie obligativitate pentru program. Pentru că vorbim despre lansarea apelurilor și ce va urma după acel moment, este la fel de importantă și partea de evaluare și de selecție. Din nou, foarte mulți dintre cei interesați vor să știe cum se va realiza, care este procedura pentru realizarea evaluării și a selecției proiectelor. Procedura este prevăzută în ghidul general, haideți să spunem, tot fluxul de documente și de activități. Dar în principiu, pentru că principala problemă a fost durata, mai ales pentru mediul de afaceri, clar durata de la depunerea unui proiect până când reușește să-și finanțeze investiția, poate să aibă impact destul de mare. Ar trebui să avem în vedere câteva elemente. Mai întâi e o modificare în logica de derulare a procesului de evaluare și selecție. O să vă dau numai câteva exemple. Evaluarea în sine presupune și vizita pe teren. Știți foarte bine, până acum vizita pe teren era undeva înainte de semnarea contractului, care pe de o parte lungea destul de mult procedura, în același timp putea să creeze mici semne de întrebare vis-a-vis de toată procedura de evaluare până acel moment, drept care se va propune ca vizita pe teren să facă chiar în timpul evaluării, astfel încât experții aceia independenți să își clarifice semnele de întrebare într-o vizită și un dialog direct cu cel care a făcut aplicația. De asemenea, avem în vedere că pentru proiectele care presupun realizarea de infrastructură, contractul de finanțare se semnează la nivel de SF, lăsând marja de mișcare acolo unde este cazul, ca beneficiarii să-și aleagă o procedură oarecum mai rapidă în realizarea în comun a proiectului tehnic și al execuției. Există această opțiune care, în momentul în care am fi discutat de un proiect tehnic care trebuia să stea la baza contractului, era destul de greu de gestionat. De asemenea, să nu uităm că ghidurile specifice, deocamdată e o teorie, dar practica, odată cu consultarea publică, o să dea câteva exemple concrete. Grilele de evaluare sunt un pic mai bine desenate și mult mai clare. Încercăm pe cât posibil ca să nu mai lăsăm pentru acești evaluatori independenți o marjă de interpretare destul de largă. Bine, subiectivism va exista întotdeauna pentru că discutăm de oameni, dar marja lor de subiectivism să fie cât mai mică. Drept care s-ar putea lumea să comenteze că o grilă de evaluare pare destul de lungă, dar dacă se va uita puțin mai cu atenție, o să observe că de fapt își poate găsi singur locul în acea grilă de evaluare, uitându-se pur și simplu în grilă. Evident, mai sunt însă și alte îmbunătățiri. O parte din documente care până acum se cerau la momentul depunerii proiectelor se vor cere numai în condițiile în care ajungem la contract. Se va merge foarte mult pe acel tip de declarație care să ne da certitudinea că la momentul contractului cei care vor ajunge în această situație știu că vor avea obligația să prezinte un anume document sau altul, astfel încât perioada aceasta de selecție să fie cât mai scurtă posibilă și să lăsăm mai mult timp beneficiarilor să-și implementeze proiectele, cu o marge de mișcare mult mai mare. Inclusiv această zonă, că nu mai intrăm în zona de proiect tehnic în care trebuia un anume tip de expertiză care o aveai sau nu aveai disponibilă o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, și lucrul ăsta a dus chiar la întârzieri destul de mari. Și există și perspectiva în același timp a depunerii electronice. Nu e numai o perspectivă, e o obligație să avem o depunere electronică. Fapt care va reduce foarte mult presiunea de a avea nu știu câte copii semnate, toate copiile pe nu știu câte pagini. Teoretic există deja la Ministerul Fondurilor Europene care gestionează acest instrument IT deja primele testări. Oricum există obligativitatea ca sistemul de depunere online să fie funcțional la începutul anului viitor. În condițiile în care vom identifica imposibilitatea de a folosi, și aici vorbesc probabil de primele apeluri, sistemul de depunere online, nu o să așteptăm câteva luni, o să mergem pe regulile cunoscute, dar cu mult mai puține documente, urmând ca ulterior să intrăm clar numai pe sistemul de depunere online.